Motivația este cea care ne pune în mișcare și ne face să vrem să acționăm. Iar astăzi vreau să vorbim despre motivația elevilor, dar și a profesorilor. Cum îi facem pe elevi să meargă cu plăcere la școală, dar și pe dascăli să se adapteze nevoilor noilor generații. Aflăm astăzi de la o profesoară cu 30 de ani de carieră. Doamna Lucia Caciucroșoru este invitata mea de astăzi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! 30 de ani de experiență în pedagogie, zic eu că este nevoie de ceva motivație ca să practici o activitate un timp atât de îndelungat. Aș vrea să ne spuneți pentru început ce v-a motivat să intrați mai întâi în sistemul public de educație și care este motivația unui profesor să rămână dedicat atâția ani învățământului, știind foarte bine că salariile pedagogilor nu sunt cele mai mari. Da, probabil aveți dreptate, nu sunt cele mai motivante. Explicația este una foarte simplă și una de suflet. Eu vin dintr-o familie de pedagogi, mămica și tăticul meu au fost pedagogi, respectiv nu aveam cum să văd altceva decât dragostea de copii și dedicația pentru școală, pe care probabil am moștenit-o de la ei. Tot ce se întâmpla în școală era un subiect de discuție care ajungea și acasă. Fiecare își povestea activitățile, păsul neliniștea, tot ceea ce înseamnă proces de educație și bună creștere a copiilor. Eu crescând într o astfel de familie, ulterior fiind elev într o instituție de învățământ cu tradiții nu am stat prea mult la gânduri unde să merg și ce profesie să-mi aleg, deși recunosc mămica și-a dorit să devin medic. Dar în clasa 10 a, a fost răsturnarea de situație care m-a făcut să iau o altă decizie. Mă amintesc foarte bine ce spunea bunica mea. Ea zicea, da, e bine să fii medic, dar acolo toți vin cu duriere și toți zic că mă doare asta, mă doare cealaltă. În școală e altceva, unul râde, altul plânge. Percepția unui om care nu avea carte, dar care vedea școala atât de pozitiv și atât de benefic pentru viața unui om, pentru cariera unui om, astfel încât cuvintele bunicăi m au făcut să mă pun pe gânduri și la un moment dat zic, da, de ce să nu urmez cariera părinților mei și să fie o dinastie de profesori. De altfel și sora mea, Rodica Roșorul, tot este pedagog de canto, astfel încât putem zice că avem o continuitate în ceea ce privește. Rodica l-a moștenit, moștenit pe tăticul pentru că tăticu e profesor de muzică iar eu am mers pe urmele mămică, e profesoară de istorie, așa cum a fost și mămică. Dar nu vă speriau teancurile de caiete cu care se întorceau părinții acasă? Eu am crescut într-o familie în care bunica era profesoară și stătea până târziu, făcea proiecte didactice, apoi verifica caiete și cumva... Nu mă speria, mai mult ca atât eram foarte curioasă cum are loc procesul, mă uitam cum verifica mica caietele copiilor pentru că o perioadă a fost învățătoare de clasele primare, după care a fost director adjunct la clasele primare și chiar mă uitam în unele momente cu invidie cum ea are dreptul să decidă ce notă să dea copilului și mi se părea uh, o putere atât de importantă și atât de mare cu care este investit pedagogul, încât mi s-a părut că este ceea ce îmi doresc eu deși la momentul acela nu conștientizam. Astăzi nu regret că sunt profesoară cu o experiență de 30 de ani în spate. Sigur că în această perioadă am mai încercat și altceva, pentru că am fost șeful direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, am fost adjunct la direcția educație, dar tot nu m-am dus departe de copii, tot alături de copii am fost. Am fost și consilierul primarului general pentru probleme sociale. Deci școala, copiii, grijile lor, bucuriile lor, Problemele lor au fost mereu parte din viața mea și vreau să vă zic o parte destul de importantă. Mm -hmm. În 30 de ani ați văzut cum se schimbă generațiile. Ce competențe ar trebui să aibă un profesor ca să corespundă nevoilor copiilor din secolul 21? Profesorul cred că ar trebui să fie cel care să se ghideze de o maximă pe care o foarte des uh, o repet colegilor mei, o spun uh, foștilor absolvenți. Unica constantă în viață este schimbarea și noi trebuie să fim uh, foarte atenți la acele schimbări care se produc uh, în jurul nostru ca și noi să corespundem. Este mai greu pentru că uh, anii își lasă amprentă și noi devenim mai puțin flexibili. Dar dacă vrem să fim apreciați de copii, dacă vrem să fim iubiți de copii, dacă vrem să ne regăsim în mediul lor și ei să ne perceapă ca omul lor în acea clasă, trebuie să acceptăm schimbarea și schimbarea pornește de la noi. În momentul în care o generație înțelegem noi și asta, e firesc, este diferită de cealaltă pe care tu ai avut-o în calitate de diriginte sau în calitate de profesor la, la clasă, trebuie să vezi unde trebuie să te schimbi tu. Bine, nu vorbim despre schimbări categorice, pentru că totuși există lucruri care trebuie să rămână în picioare, care trebuie să fie etern valabile. Există niște valori pe care noi trebuie să le păstrăm. Dar dacă vorbim de tehnologiile informaționale, dacă vorbim despre uh, diverse metode de activități la oră, aici noi trebuie să fim flexibili și să simțim uh, ce își doresc copiii. Altfel nu o să putem să le câștigăm dragostea și și eu sunt de părerea că, pentru a reuși în calitate de profesor, copilul trebuie să te iubească pe tine, să te îndrăgească pe tine, ca și om. După care te va îndrăgi și ca profesor, și ulterior va iubi și obiectul tău, cât de complicat nu ar fi. Și asta e valabil și pentru matematică, și pentru română, și pentru istorie. Vă dau dreptate, așa este. Dar cât de des de de simțiți că. Simți nevoie de a vă readapta, de a vă reactualiza, nu știu, abordarea modalitățile de a preda în permanență. În permanență învățăm, învățăm de la copii, învățăm de la colegii noștri, învățăm din diferite studii. Iată, acum, sistemul acesta de predare online ne-a prins un pic mai nepregătiți, dar învățăm de mers și noi, pedagogii care îi învățăm pe copii, trebuie singuri, singuri să fim capabili să învățăm, altfel rămânem în urmă de tren și nu nimerim niciun ultimul vagon. Aceste metode alternative de care vorbiți um, sunt tot felul de platforme online, sunt cărți digitale, tot felul de CD-uri educative. Într-adevăr, ele aduc copiii mai aproape sau sunt mai în concordanță cu nevoile lor pentru că am impresia că ceea ce e clasic, adică până nu citești, nu pui mâna și citești, nu îți faci niște notițe, nu memorizezi, nu funcționează. Adică acestea totuși sunt mai temenice. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Vă dau în mare parte dreptate. Aici depinde din de maestria profesorului cum știe să îmbine bine lucrurile. Niciodată, profesorul nu va putea fi înlocuit cu niciun intelect calculator sau altceva. Pentru că dragostea pe care o emană, omul care vorbește alături, nu poate fi transmisă prin mesaje înregistrate. Trebuie să-i simți atunci la moment pentru a fi cu mesaj fidel și cu un mesaj pe care ei îl percep. Pentru că s-ar putea ca cineva, în momentul în care tu ți-ai pregătit discursul, cineva să glumească. Și ca să fii mai convingător, trebuie să legi gluma aceea de ceea ce urmează tu să, să, să vorbești. Adică actualizarea lucrurilor, conștientizarea situației, transmiterea situației în funcție de condițiile în care te afli la acel moment, este probabil cel mai important lucru pe care un pedagog trebuie să-l simtă. Asta nu ai cum să o înveți din cărți, asta o simți, asta o acumulezi cu experiența. Ceea ce ține de cărțile digitale, ele sunt foarte bune, dar eu rămân totuși de părerea că atunci când ții cartea în mână, când miroș, mirosul de la tipografie mai, mai, mai ai cu seama atunci când ai o carte nouă, îți dă o altă emoție, îți dă un alt tremur care nu poate să-ți-l ofere uh, cartea digitală. Și apoi mă gândesc eu la aspectele legate de sănătate. Totuși, dependența aceasta de calculator, de telefoane mobile, are un impact negativ și asupra noastră, asupra maturilor. Deși noi înțelegem că nu trebuie să stăm la infinit cu ochii în calculator, cu atât mai negativă ea este în cazul copiilor când este foarte greu să-l rupi de la calculator, de la telefon și să-l pui să citească din carte. Când are copilul alternativa și când noi, maturii, încercăm să-i oferim această alternativă, lucrurile vor merge mai bine. Adică, până la urmă, e vorba de o dozare rațională a lucrurilor. Mm -hmm. Dar cum vă motivați dumneavoastră, așa, mai exact elevii să, să învețe, să aibă plăcerea asta naturală de a învăța? Pentru că, pe de-o parte, este natural să și mai obosim uneori, să mai fim și plictisiți uneori. Vă supărați dacă un elev vine nepregătit? Nu mă supăr, de fiecare dată încerc să înțeleg motivul, pentru că ar putea să fie motive uh, obiective, uh, S-a simțit rău sau poate părinții au avut careva probleme în seara respectivă și copilul nu a avut condiții să învețe. Multe se pot întâmpla. Nu obișnuiesc să penalizez copiii pentru faptul că nu se pregătesc de ore. Încerc să-i motivez ca să nu se mai repete astfel de chestii și de regulă îmi reușește. Foarte rar dau note negative. Și, în general, am uh, un statut de profesor darnic la note în liceu. Mm -hmm. uh, nu știu, poate nu este bine pornind de la ideea că vin examenele care sunt foarte dure, dar eu consider că, până la urmă, copilul trebuie să aibă dorința să învețe, nu de frică. Ori nota este o pedeapsă. Copilul trebuie să fie motivat să învețe de um, acel, acea laudă care o să-i eu dau eu data viitoare când o să zic, uite, astăzi ai fost mai bun. Și chiar dacă el a fost doar un picuț mai bun, eu am să-l laud mai mult ca el să prindă la curaj și data viitoare să-mi demonstreze. Pentru că el analizează, el înțelege că nu a făcut prea mare efort, dar ceea ce i-am spus eu, cumva l deosebit de alții niciodată nu-i spun copilului că greșește atunci când îmi, dea, îmi dă un răspuns greșit. Totdeauna îl las să audă ce spun alții ca el singur să ajungă la concluzia că a greșit. Pentru că atunci el nu o să mai aibă niciodată curajul să spună ce gândește. Ori generația noastră cam a trecut prin experiența taci din gură, nu spune și nu o întrebat. Eu vreau ca copiii pe care i-am astăzi iar astăzi eu sunt dirigintă clasei a cincea, să Aibă curajul să-și expună gândurile, să aibă curajul să argumenteze. Dar să fie foarte corect atunci când își expun gândurile, să nu rănească pe nimeni. Pe lângă ceea ce ați menționat, care ar mai fi niște greșeli sau gafe pe care le fac părinții, dar și profesorii, atunci când vor să-și motiveze copiii să meargă cu plăcere la școală? Cel mai mult mă doare lipsa de interes și lipsa de timp a părinților pentru copii. De multe ori în cadrul întâlnirilor cu părinții, le vorbesc părinților despre faptul că copiii învață nu din ceea ce spunem, dar din ceea ce facem noi, ceea ce le demonstrăm de zi cu zi. Și atunci când copilul vine prima dată la mamica și îi spune, uite, mamica, eu am o problemă și mamica îi spune, nu am timp, hai să vii data viitoare. Când vine o altă dată la tăticul și îl roagă, ajută-mă, te rog, pentru că, uite, nu mă pot descurca într-o situație sau alta, și tăticul îi spune, eu nu, nu am timp, te privesc fotbal sau altceva. Copilul nu o să mai vină altă dată și o să meargă la altcineva în stradă care o să-i ofere alte răspunsuri pe care noi nu am dorit copilul să le cunoască sau o să le ofere alte oportunități. De aceea eu consider că părinții, în primul și în primul rând, trebuie să găsească timp pentru copii. Al doilea lucru care cred că este foarte important, părinții trebuie să aibă încredere în profesori și să nu considere că noi suntem dușmani copiilor lor sau suntem în uh, relații de vasalitate sau oricare alte relații tensionate între părinți, copii și respectiv uh, profesori. Noi, profesorii, uh, avem și noi copii. Și credeți ne dragii noștri părinți că și noi ne-am frământat foarte mult atunci când în procesul educației ne gândeam procedăm corect sau nu, îl educăm corect pe copil, se va descurca în lumea asta mare, sau mai ales dacă pleacă peste hotare, se va acomoda bine, pornind de la valorile care le-am educat. Prin viața noastră trec mai mulți copii și din fiecare experiență noi învățăm. Fiecare copil care vine la noi în clasă este o carte pe care noi o învățăm împreună cu dumneavoastră. Iată atunci când dumneavoastră o să puteți zice că prin uh, experiența dumneavoastră au trecut zeci de generații și v-ați văzut rezultatul muncii și uh, considerați că noi profesorii greșim, atunci am să vă dau dreptate. Totuși noi avem o altă experiență și învățăm zi de zi, ca să fim mai buni. Credeți-ne că vrem să fim prietenii copiilor dumneavoastră și să le câștigăm încrederea. Dar lucrul ăsta se poate întâmpla doar, dacă, doar atunci când și dumneavoastră veți avea încredere în noi și veți sugera același lucru copiilor. E urât când părinții vorbesc... Uh, urât cu profesorii acasă, când discut anumite situații. Eu mi-amintesc că eram copil și mi îmi povestea că într-o familie uh, părinții când se ceartă se ridică în pot și eu nu înțelegeam de ce se ridică ei în pot. În timp am înțeles ca să nu audă copiii cum se ceartă părinții, pentru că autoritatea și unui părinte și altui părinte este importantă în creșterea copilului. Nu este niciun părinte, nici altul mai bun. Ați vorbit despre cum ar trebui să fie relația uh, profesor-părinte, dar cum ar trebui să fie relația uh, profesor-elev în contextul actual? Pentru că înainte știm că uh, profesorul era o autoritate și era o distanță între profesor și elev. Acum a avut loc sau are loc o apropiere, o tot mai mare apropiere și profesorul a devenit aproape prieten cu elevul. Vedeți mai multe avantaje sau dezavantaje ale acestei apropieri? Profesorul trebuie să fie prietenul elevului, dar prietenia aceasta trebuie să se bazeze pe respect. Nu consider că trebuie să existe o discuție la nivel de pertu între profesor și elev. Respectul între profesor și elev pornește de la, inclusiv și de la diferența de vârstă. Eu îi iubesc foarte mult, dar ei știu că există limite pe care nu pot să, să le depășească, există lucruri pe care ei nu au cum să le facă în raport cu mine uh, și uh, nu îi impun regula asta, regula asta vine din felul meu de a mă comporta cu ei și respectiv ei înțeleg că Așa cum mă comport eu cu ei, așa trebuie să se comporte și ei cu mine. Niciodată nu mi-am permis să strig la copii sau să-i numesc, domne ferește, sau uh, cazuri de violență. Nu, lucrurile astea sunt absolut străine. Ei simt dragostea mea, dar de rând cu dragostea simt că există niște lucruri pe care eu le aștept de la ei, pentru că eu investesc suflet în ei. Eu uh, mă străduiesc să vin de fiecare dată cu ceva nou, uh, să le ofer informații utile, uh, să i educ pentru că cu părinții din păcate astăzi prea puțin timp găsesc pentru copii și atunci profesorul trebuie să devină acel părinte de încredere la care copilul poate mai des o să vină decât la propriul părinte să-i spună păsul, să-i spună durerea, să ceară sfatul. Eu am avut situații în viața mea de diriginte, pentru că am avut cinci promoții, în care copilul a venit, o fetiță a venit să mă întrebe ce părere am despre prima ei dragoste și dacă cred că trebuie să se întâlnească sau să nu se întâlnească. Am avut situații când mi-a arătat viitorul soț și mi-a cerut părerea cum îmi pare. De fiecare dată m-am străduit să fiu corectă și să, să dau un răspuns așa echilibrat ca să dușignesc. E o măestrie pe care uh, parțial o avem nativă. Deci, vine probabil din gene sau din educația care care o primim noi în anii copilăriei, dar ea poate fi dezvoltată și prin experiența care o avem în școală și prin experiența fiecărui copil, a fiecărei promoții pe care o, o, o avem lângă noi și grijile și bucuriile căroia, că, căreia le trăim de fiecare dată. Da, ați spus că se câștigă în timp această încredere și acest și respect, azi. dar cum cum ar putea proceda un tânăr pedagog care, uitați, tocmai a pășit într-o școală, într-o instituție de învățământ și îi și mai dau o clasă de a 11 sau a 12? A, are un atu. are, are un atu prin faptul că este cam de aceeași vârstă și de regulă copiii iubesc profesorii tineri, <laughs> când îmbătrânește deja ei se uită așa cu mai mult respect, dar nu cu atâta dragoste. Cred eu că există niște reguli pe care tânărul profesor trebuie să le respecte. O parte din aceste reguli le învață în facultate, ceea ce eu i-am sfătuit totdeauna pe tinerii care vin, pentru că am și foști absolvenți care sunt profesori de istorie și totdeauna le-am dat câteva sfaturi care cred eu sunt utile și care în timp ei singuri au confirmat că le-a fost de folos. În primul și în primul rând, nu vei avea succes dacă nu o să-i

Chiar nu atât specialitatea care o ai, cât copiii care sunt în față nu trebuie să existe discriminare, nu trebuie să să iubești pe unii mai, mulți decât, mai mult decât alții. Sunt copii care nu uh, sunt atât de talentați, nu sunt atât de buni din punct de vedere uh, intelectual, dar ei au un suflet mare. Noi trebuie să știm să descoperim în fiecare uh, acest, uh, acest plus, acest, uh, această taină uh, pe care de multe ori nici, nici părinții uh, nu sunt în stare să o descopere, pentru că au doi-trei copii, noi totuși avem misiunea aceasta de a ajuta părinții să-și descopere proprii copii. Ca și pedagog, totdeauna am zis să nu ai tendința de a fi a știutor. Să nu trișezi atunci când copilul, de exemplu, te întreabă ceva și tu nu știi răspunsul și tu vrei să ieși din situație pentru că ți rușine și încerci să să spui tot felul de vers și uscate. Recunoaște că nu cunoaște spune copilului, chiar astăzi am avut o situație, m-au întrebat ceva și eu îmi scăpase informația și le zic, îmi cer scuze, nu mi-amintesc, mă documentez și data viitoare vă spun. Și nu mi-a fost rușine să spun lucrul ăsta, pentru că avem capacitatea de a uita anumite lucruri, altele le memorăm și e mai mare uh, respectul copilului când tu ai să spui așa, decât când ai să încerci să ieși din situație, dar el răspunsul știe, pentru că de multe ori ei ne pun pe noi în astfel de situații mm -hmm. să ne testeze, mai ales asta se întâmplă cu tinerii specialiști, să vadă cât este de exigent, exact. cât de multă disciplină cere. De aceea să încerce să fie ei însuși. Pentru că astăzi ai să joci rol, dar mâine ai să uiți să-ți joci rolul, mâine ai să uiți să spui minciunica aceea care tu poate ai inventat-o. De aceea este bine să fii tu însuți și să fii fidel meseriei pe care ți-ai ales-o. Dacă vezi că nu funcționează, dacă nu-ți plac copiii, mai bine pleacă. Nu încerca să forțezi nota pentru că dacă din start nu funcționează, nu o să funcționeze în timp. Într-adevăr, cum spuneți, rămân în sistem cei care au dragoste și pedagogia Așa. este o vocație. Exact. Totuși, Intervine rutina vreodată în viața unui profesor? Pentru că foarte mulți oameni, indiferent de domenii, se plâng de rutină. Nu, nu, nu intervine rutina. La noi în fiecare an vin noi generații și noi de fiecare dată o luăm de la capăt. Cu Dar predați același conținut, de la an la an, la, oricum, de la clasă la clasă. Oricum, chiar dacă eu astăzi am 5 clase de a șaptea și am același subiect de predat la oră, în 5 clase el va fi predat diferit, și începutul orii va fi diferit și sfârșitul ori va fi diferit și modalitatea de evaluare va fi diferită și chiar comunicarea și tembru vocii pe care o să-l am eu la lecție va fi diferit în funcție de mulți factori de dispoziția copiilor, de ce oră au avut ei înainte. Dacă au avut, de exemplu, educație fizică, îmi va lua un pic timp să-i concentrez și asta va fi o altă captare a atenției. Sau dacă copiii au avut o oră la care au avut probă de evaluare, eu va trebui să găsesc o modalitate ca să-i aduc la, la un alt tempo, să-i să aduc pe unda pe care vreau eu. Aici e vorba de măestria profesorului. Chiar nu există rutină. Chiar totdeauna am zis, noi profesorii nu avem când să ne plictisim. Noi nu putem zice că o, o zi cu alta seamănă sau o promoție cu alta seamănă sau o clasă cu alta seamănă sunt toți atât de diferiți, atât de um, inediți în felul lor de a fi, încât uh, Chiar trăim o viață intensă și nu avem cum să ne plictisim. Și apropo, dacă vă uitați la profesori, chiar dacă sunt mai în vârstă, tot tineri arată. Eu lucrul ăsta l-am spus totdeauna despre Se profesorii claselor de primare. Da. Despre profesorii claselor primare. De fiecare dată când iau clasa întâi, ei întineresc pentru că trebuie să te cobori la mintea copilului și să te joci cu el, să glumești cu el, să-l ții din mânuță, să-l conduci la veceu, să-l duci la o spătărie. Iată toate aceste lucruri nu se întâmplă în clasa 12. Deja este altă situație. Eu anul asta când am luat clasa 5, -a, a trebuit să-mi amintesc cum mă jucam la orele de istorie, pentru că istoria în clasa 5-a nu este ușoară și sunt foarte multe noțiuni de memorat. Eu mă joc cu ei. Niciun copil nu a zis niciodată că s-a plictisit jucându-se. Deci, uh -huh. noi, profesorii, nu ne rămâne decât să ne jucăm cu ei ca ei să îndrăgească obiectul și să învețe jucându-se această, această disciplină. Dar sunt aspecte ale activității didactice care vă plac mai puțin. Presupun că activitatea în clasă e cea care vă place cel mai mult, că Extrem e interacțiunea cu copiii. Dar sunt aspecte, poate, din astea birocratice, foarte sunt. multe hârtii de completat. Exact, ați intuit corect. E vorba de hârtii care, de multe ori, nu sunt necesare și care se dublează, din păcate. Informații pe care trebuie să le dăm după principiu când trebuie să o prezint ieri, și atunci trebuie să o faci în regim de urgență și calitatea are de suferit. Dacă profesorul ar avea mai puțin de scris tot felul de hârtii și ar vedea mai mult copilul și s-ar ocupa mai mult de copilul și n-ar trebui să pregătească o mie una de rapoarte pentru că, haideți așa, pe șlea, să o zicem, puțin cine citește rapoartele astea, și puțin cine le analizează. Dar și mai uh, neplăcut sau ce, și mai durut este că uh, nu prea multe lucruri se schimbă. Până la urmă, noi, profesorii, suntem cei în clasă care putem schimba lucrurile spre bine. Nu foile care apar undeva pe o, o masă a unui funcționar și stau și se prăfuiesc ar fi mult mai util dacă acel om, în loc să citească raportul meu, ar veni la o oră și ar vedea cum sunt eu în raport cu copiii, cum se simt copiii la orele mele, cu ce dispoziție iese din clasă, cu ce dispoziții intră din clasă pentru a face diferența. Iată, probabil, asta este mult mai important și nu doar pentru copii, este important și pentru părinți, pentru că părintele vrea să-și vadă copilul fericit. El vrea să-l trimită la școală cu zâmbet pe buze și să, să se întoarcă copilul de la școală plin de dorința ca mâine să revină. Iată, dacă tot vorbeați de motivație. Pandemia, nu putem să nu vorbim de pandemie, cum, va, cum a afectat. Uh... Învățământul în general știm, dar cum a afectat nivelul de motivație? Au devenit elevii mai, mai din, puțin motivați? Din păcate, da, din păcate, da, pentru că se lucrează într-un regim diferit de deci ce în funcție de școală care și ce regim și ales. Noi lucrăm o zi cu un grup din colectivul clasei și a doua zi cu celălalt grup. E foarte greu să motivezi copilul de acasă care nu are părintele alături care uh, vrea să se uite și la un film cu desene animate. El vrea să mănânce. Uh, el uh, vrea să iasă afară, să-l motivezi să stea uh, la calculator și să facă uh, temele. Atunci când copilul este în ochii tăi, este în vizorul tău, uh, tu ai toate pârghiile ca să-l faci uh, fie atent. Prezent. Da, să fie în primul rând atent, în al doilea rând să vezi în ce măsură el a înțeles mesajul pe care tu îi, îl ai transmis. Da, noi pregătim uh, și punem pe clasă un tot felul de informații, proiecte, încercăm să facem jocuri didactice, încercăm să îi motivăm pe copii, dar până la urmă el rămâne în fața calculatorului și el, singur el trebuie să se motiveze să scoată la bun sfârșit acel proiect. Ori la clasă lucrurile stau altfel El îmi vede cum îmi ard ochii mie Și eu am să-l motivez ca și lui să-i ardă ochișorii Ca și lui să-i fie interesant Ca și el să fie motivat să vadă finalitatea procesului Că de regulă ceea ce este mai interesant Este la final, surpriza aceea mm -hmm. Sau focul de artificii care noi îl punem Sau, eu știu, acel deznodământ Sau încercăm și noi ca în... Um, Creațiile clasice atunci când, nu știu, probabil dumneavoastră ați auzit, atunci când spectatorii adormeau uh, la um, melodiile clasice, undeva la jumătate din uh, concert, apăreau autobile care trezea tot publicul și îl readucea la viață. Asta încercăm și noi să facem, dar copilul este copil. Copilul este copil, el vrea să se distreze, el vrea să aibă libertate și atât modelul ăsta în care suntem noi, în care învățăm noi astăzi este, din păcate, nu tocmai cel mai bun pentru ca copiii să rămână motivați mai mult. Plus, nu totdeauna avem suportul părinților care înțeleg cât de complicat este unui copil să, să se mențină motivat și, de regulă, părinții nu găsesc tocmai acea modalitate de a-l motiva pe copil. De regulă, ce fac? Îl ceartă. Uite, nu ai făcut, uite, nu ești bun, uite ar trebui să facem un pic altfel. Eu am zis că de cele mai deseori noi mai mult lucrăm cu părinții decât cu copiii. Adică noi ne ocupăm mai mult de educația părinților decât a copiilor. Cu copiii de multe ori e mai ușor. <gângătă> Sunt mai cruzi. Da. Dar pe dumneavoastră, cadrele didactice în general, va extenuat, va de putere această, aceste modalitate de predare, această digitalizare despre care se tot vorbește? Cum îi faceți față? E foarte complicat, noi practic lucrăm în două schimburi, pentru că lucrezi la școală, faci orele la școală în regimul normal, 45 de ore, plus pauza care nu mai este pauză, pentru că încerci să recuperezi, să explici copiilor temele precedente, pentru că e grupa care, cu care nu ai făcut lecții, dar i-ai dat informația pe classroom sau în altă modalitate. Um, noi, profesorii, încercăm să ne motivăm pentru că înțelegem că odată și odată lucrul ăsta se va termina, iar noi trebuie să mergem în pas, copiii nu poartă nicio vină și nu trebuie să rămână cu conținuturile în urmă în ceea ce privește competențele aici are foarte mult de suferit pentru că competențele nu se formează foarte greu la distanță. Competențele trebuie să le formezi având profesorul alături, având un coleg de clasă alături a care îl vezi ce face și el, având exemplu bun sau mai puțin bun pentru a-l urma sau a nu-l urma. Și pe final vreau să le dați radioascultătorilor noștri, indiferent dacă sunt elevi sau oameni care merg spre muncă, niște sfaturi cum să, să înceapă această zi motivați. Eu am să vă povestesc, cred că mai degrabă, un caz care mi s-a întâmplat mie și care, cred eu, este sugestiv în contextul întrebării dumneavoastră. Eram în transport public, am intrat într-o leu și m-am prins la gândul că lumea este foarte încruntată, supărată. Nu era perioada pandemiei de altfel. Și am pus ochii pe un domn care era la scaunul din spate. Mă uit la el lung și zâmbesc. La un moment dat văd ochii mari a dumnealui și așa nedumeriți încerca să-și amintească cine sunt eu, de ce îi zâmbesc. Până la urmă eu nu iau ochii de pe dumnealui pentru că mi-am pus ca scop să fac o schimbare în imaginea dumnealui și în dispoziția pe care o are de dimineață. Dumnealui până la urmă a avut curajul și mă întreabă, ne cunoaștem de undeva? Zic nu la care Lui mai întreabă, zice, da, de ce îmi zâmbiți? V-am văzut supărată, la care a zâmbit atât de frumos, exact cum zâmbiți dumneavoastră acum, și zice, vai, ce truc frumos, am să fac și eu acest lucru. Haideți să încercăm să fim mai pozitivi, să zâmbim, să zâmbim pentru simplu fapt că astăzi suntem sănătoși, vii, ne-am trezit de dimineață, soarele ne zâmbește și haideți să facem și altă lume să fie fericită. Dumnealumea a spus așa, că am să merg la serviciu și am să fac același lucru cu colegii mei de birou. Deci nu doar doi oameni au zâmbit, o să mai zâmbească alți cinci. Și atunci dacă noi o să reușim să multiplicăm zâmbetele, cred că și viața o să ne pară mai frumoasă. Nu ne este mai ușor dacă stăm supărați sau încruntați. Pa din potrivă, ne este mai greu. Și atunci, haideți să găsim puterea interioară, să zâmbim, să dăruim bucurie celor din jur, să ne bucurăm de lucrurile mărunte, pentru că viața e făcută din lucruri mărunte, ele unindu-se fac acea fericire pe care fiecare și-o dorește. Și un alt îndemn, haideți să oferim dragoste, pentru că dragostea este unicul sentiment care nu-și pierde din valoare și care este la fel de frumos la orice ce vârstă. iubind vei fi mai bun, vei fi mai generos și iubind vei deschide orizonturi frumoase pentru cel pe care îl iubești. Dar noi avem pe cine iubi, avem oamenii de aproape pe care iubim, avem copiii pe care iubim, avem părinții pe care nu o să-i avem mereu alături și pe care trebuie să-i apreciem și să iubim și să le spunem lucrul ăsta uh, cât de des putem. Eu de fiecare dată le spun copiilor mei când pleacă acasă, te duci acasă, apropii te de mămica de tăticu și uh, cuprinde-o și spune că, că o iubești. La început ei mă întrebau, dar de ce să facem? Din simplu motiv că mâine s-ar putea să nu fie alăturea, să pleci undeva peste hotare sau, Doamne ferește, să se întâmple ceva și o să vrei să spui cuiva, te iubesc și nu o să ai cui. De aceea, haideți să ne bucurăm de viață, să iubim și atunci vom fi iubiți, să zâmbim și atunci ne vor zâmbi în schimb. Tot ce este frumos să vă înconjoare și să nu vă pierdeți speranța că după ploaie vine și soarele, după noapte Vine dimineața și dimineața e frumoasă. Frumos îndemn. Eu vă mulțumesc tare mult pentru dialog, pentru că ne-ați adus voie bună astăzi și vă doresc să rămâneți așa motivată și să-i molipsiți și pe cei din jur cu energia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, am să mă străduiesc, e felul meu de a fi, de fapt. <laughs> așa să rămâneți!